campionilor, suntem la secțiunea spate momentan și aș vrea să vă prezint un produs după care personal am așteptat aproximativ 2 luni și jumătate. Produsul de la Polisport, un produs cunoscut la modelele anterioare, 2023-2018, care se îngrijește de bascula spate. Cum cei mai mulți dintre voi deja cunoașteți, ghidajul de lanț la 2024 este complet diferit, deoarece și designul basculei este complet modificat. Și în secțiunea aceasta, la generațiile anterioare, după o perioadă de timp, aveam lovituri, în unele zone am văzut și rupte basculele. Utilizam protecția mare de aluminiu, care o găseam disponibilă atât la FM, cât și de la X-Grip sau de la alți producători. În cazul de față, datorită designului, avem asigurată și partea de jos. Facem un unboxing foarte rapid, după care le vom monta sus. Partea aceasta deja este încorporată, un lucru care ne asigură că nu va veni jos protecția. Știți că la unele dintre ele, după mai multe lovituri, le pierdeam, deoarece erau legate exclusiv în zona aceasta cu niște coliere. Astăzi, în cazul de față, la 2024, deja sunt fixate în șuruburi, un lucru care colierul doar va fi pentru ghidaj. În pachetul celor de la Polisport, disponibil la Nordica Moto în stoc, găsim protecția atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă. Găsim pentru fiecare dintre protecții câte un pachet cu niște șuruburi, cu ghidaje și cu buretele cu care deja suntem obișnuiți să îl fixăm pe interiorul protecției. Totodată găsim și instrucțiunile de montaj și un sticker cu Polisport. Instrucțiunile în principiu nu le vom folosi, deoarece nu este o chestiune super complicată. Cred că fiecare dintre voi vă veți descurca să le montați, dar dacă aveți nevoie de informații, le găsiți aici. În cazul de față, această protecție, cum bine știți, vrem să o anulăm. După ce am montat buretele adeziv pe protecție, prefer să-l pun în felul acesta, deoarece se creează o mică distanță între basculă și protecție, lucru care, dacă intră apa sau mizeria, îi permis să iasă parțial afară, deși regulat le desfac și le curăț. După ce am pus această bandă, protecția doar se fixează pe basculă, arată foarte, foarte bine. Vom utiliza șurubul care îl primim în pachet. Este un șurub mai lung, împreună cu ghidaj și cu șaibă. Ultimul lucru care facem, punem piulița la loc și pentru montarea protecției pe partea dreaptă este necesară demontarea conductei de frână, este necesară demontarea primei părți a suportului conductei. Găsim în pachet ghidajul care ne va ajuta să fixăm protecția în zona aceasta cu șurub. El se introduce în partea de jos. Avem în secțiunea aceasta un șurub și va trece șurubul prin amândouă protecțiile. Acestea sunt ghidajele. Cu puțină îndemânare ajungem exact unde trebuie. Așezarea este una, aș putea zice, aproape de perfecțiune. Pentru fixarea protecției utilizez puțin Loctite și prima parte, partea de sus, care se fixează foarte, foarte bine.
După ce am reușit să așezăm protecția pe basculă și să o fixăm prin acest șurub, punem la loc conducta, ea oricum culisează prin manșonul de plastic, prindem colierele de plastic și la sfârșit tăiem și ultimul colier. Lucru pozitiv la această protecție, la această generație, este chiar dacă rămânem fără colierele de plastic, dacă se rup sau dacă se desfac, șuruburile care fixează protecția o vor ține la loc și nu o vom pierde până când observăm că ne lipsesc colierele, după care să le înlocuim. Montajul este complet realizat, super încântat de cum s-au așezat, cât de bine arată și cât de slim sunt. Mă bucur o faptul că s-a schimbat puțin sistemul și avem aceste șuruburi care cu siguranță vor fi mult mai fixe și chiar dacă vom lovi, indiferent în ce zonă, ele vor asigura suplimentar față de colierele care existau la generațiile vechi. Protecțiile le găsiți disponibile în store la Nordica Moto cu discount de 10% utilizând voucherul Transilvania Enduro.